please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Cum o cheamă? Genghe Istvan, ce cu am. Istvan? Da. Și câți ani aveți? 5-6. 5-6, mulți înainte. Ce ați pățit la nas? Am căzut. Ai luat poară, domnule. De cât timp sunteți pe stradă? Din 8-9, de la Revoluție. Cât vine asta? Mulți ani. 30. Și cum ați supraviețuit? Cum vă găseați mâncare? Cum ce ați încet? Nu, este cantina asta pe Susărat, mai merg acolo, mai merg la Piatra Mare, mai car, mai ajut. Că mie nu mă dare mâna să ajutați. Pentru bani trebuie să nu poți să dai în cap că te închide. Nu. Deci vă ajutați cu ziua? Cum? Băi, cu ziua. Mm-hmm. 50 de lei, 30 de lei, depinde am la care, cum cartof, orice, descar. La Piața Mare, așa mă știu că eu sunt primarul. De ce vă zice că ajutați? Deci da. Primarul? Am înțeles. Și unde dormiți de obicei? În cetate. Și tot timpul vă lăsați să dormiți acolo? Sau? Nu, cunosc deja acolo, adică cum zic zona de asta. Sunteți președintele. Mă înțeles. Mă, când ploaie e rău, când te ploaie, da. Mă, în 89 mă lovit mașina, chiar în ziua Revoluției. Și câți ani aveați când vă lovit mașina? 23, 26. Și după ce s-a întâmplat accidentul, ce s-a întâmplat? Nu știu, eu 9 luni am fost în comă când am stat eu. Deja am avut apartament pe Războieni. Mi s-a luat că n-am avut cine să plătească, că atunci nu pot. Nu putea să cumpere încă. Mi s-a luat apartamentul, am rămas pe străzi. Eu sunt pe stradă de atunci. Aveți familie? Da. Maica mea, taică m-a murit. Sora mea tot este în Ungaria. Am două sori. Soția aveți copii? Am o fată în Germania. Soția m-a părăsit că medicul ăsta Mohan a zis că ori nebunesc complet, ori rămân ipotent, a scurit mă cam așa. Da, ea s-a dus. Și vă părăsi când? După da, ce ați după ieșit din accident. Și fetița o luat-o cu ea? Da, nu-i pe, am două nepoți deja. Nu, deci țineți legătura cu nu, ei? Nu, ai în Germania. Am doi nepoți, aia n-am văzut. Mm-hmm. Pe fata de 7 ani, de la 7 ani nu l-am văzut. Wow. Ce munciți? Aia sunt lăcătuți, normal. Mm-hmm. Dar la electronica unde am lucrat nu mai este. Am o să pensie de handicapat. Am călcat mașina la Revoluție. 9 luni am fost în coma. Tot rămâne aici, nu știu. Sau mai încă. 9 luni în coma și n-ați putut să vorbești și să... Nu, nu. Atunci am despărțit din el. M-au lăsat nevoastră. Că... Ce v-ar fi lucru să munciți dacă nu vi se întâmplă accidentul? Ce ați fi vrut să faceți? Grav? Da, eu am mai seria, să zic, da. V-a plăcut să faceți asta? Da, sigur. Și vă mai cheamă lumea așa să zucreviți? Da, sigur, care mă cunoaște. Știi că bine, nu că bine lucrezi. Da? Cât vă dă de obicei sau cât se plătește? Da, un milion pe zi. Rămâna, mersi. Ați avut zile când n-ați găsit? Au fost în 3 zile n-am mâncat. Am văzut o coază de pâine pe jos, așa am băgat, nu mi-a dus pâine. Ce le spune viitoarelor generații să facă să nu ajungă și ele pe stradă? Păi copiii ăștia de vârsta noastră. Să nu se drogheze, primul rând ăsta, că ăștia că deja acum, tipul nostru, adică în timpul meu, nu era drog. Bine că ai băut, ai băut, ai dormit, te-ai trezit, da? Am un drogat vine, dă în cap. Și nu vine pentru generația asta. Ce credeți că cauzează drogurile? Adică de ce se droghează copiii?
de lipsă. Adică ce boli să aibă n-are. Cu drogul ăla, zici că, cum zice eu, arte, că în viața mea n-am jucat. Zice că se simte în lună. N-ați încercat? Nu. Asta drogul ăsta nu-i bun. Da, clar. E să nu se drogheze, am înțeles. Cel mai rău, ce periculos. Și am stat în Ungaria 9 ani. Budapesta. Cum a fost acolo? Eu la sora mi-am pus, da. Aia se drogau tot. Bine, eu nu zic că nu mint, eu am băut. Ei băgau, atunci cu siringa băgau ei. Zic că ăla, zic că aici vine luna, acolo, deja de luta. Dar mă, să mă îndesc casa, mașina. Pentru droguri. Nu-i bună lor, mai acum, tipul Ceaușescu a fost mai bun. Mai electricie, nu, dar avea și casă, și masă, și loc de muncă. Am unde mergi. Care e cea mai mare dorință a noastră? Care ar fi să văd pe fata și să mă reîncățătoresc cu fosta nevastă. Nu n-o pot uita. Dar ai căsătorit încă sau? Un arab, dar nu e cosă legal, nu. Deci încă o iubiți? Prima iubire, știți cum e. Uite aici, aveți. Vă mulțumesc. Ca să fac măcar pe două zile. Da. Mergeți bună. Natalia. Și mulțumesc că mi-am zis povestea. Thank you for listening to Ishvan's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it here. I hope to see you again next week.